Bun găsit, dragi telespectatori! Răspundem în acest episod la întrebarea ce este pocăința. Vom porni de la a înțelege termenul pocăință prin prisma limbajului biblic original. Pentru că considerăm că este important să ajungem la o înțelegere a adevăratului înțeles al cuvântului pocăință, după cum este el folosit în Sfânta Scriptură. În Noul Testament, verbul a te pocăi este folosit de obicei pentru a traduce verbul grecesc metanoin. Acest verb are un înțeles clar, bine definit, pe tot cuprinsul istoriei limbii grecești, începând cu greaca clasică până la greaca utilizată în Noul Testament. Înțelesul său de bază este tot timpul același și respectiv însemnează a schimba mintea, gândul, mentalitatea cuiva. Deci semnificația de bază a termenului pocăință în Noul Testament nu este dobândirea unui sentiment, ci adoptarea unei noi gândiri, urmată de o nouă decizie care izvorește din această regândire interioară. Cunoașterea semnificației acestui cuvânt ne ajută la înlăturarea multor impresii și idei false legate de pocăință. Mulți oameni asociază pocăința în primul rând cu sentimentele, cu vărsarea lacrimilor și așa mai departe. Este posibil însă ca o persoană să simtă emoții puternice și să verse chiar multe lacrimi și totuși să nu se pocăiască niciodată în înțelesul biblic al cuvântului. Alți oameni, pe de altă parte, asociază pocăința cu îndeplinirea unor ritualuri religioase sau cu penitența. Dar și aici se aplică același lucru. Este posibil să practici multe rituri și rânduieli religioase și totuși să nu te pocăiești. Adevărata pocăință este o decizie fermă interioară, o schimbare a minții. Dacă ne întoarcem la Vechiul Testament de data aceasta, observăm că termenul în ebraică folosit cel mai des pentru a traduce cuvântul a te pocăi înseamnă literal a te întoarce, a te reîntoarce. Acest lucru se află în armonie perfectă cu înțelesul pocăinței după cum este ea descoperită în Noul Testament. Poporul evreu fusese cu fața înspre Dumnezeu, dar ajunsese să-i întoarcă spatele lui Dumnezeu și acum era chemat să se reîntoarcă spre Iahveh. Recapitulând, cuvântul din Noul Testament indică o decizie interioară, o schimbare interioară a minții. Cuvântul din Vechiul Testament indică o acțiune exterioară, o întoarcere înapoi spre Dumnezeu. Deci Noul Testament accentuează natura sau latura interioară a adevăratei pocăințe, în timp ce Vechiul Testament accentuează expresia exterioară, punerea în practică a schimbării interioare. Punând alături aceste două noțiuni, ne putem forma o imagine completă cu privire la ceea ce înseamnă pocăință din punct de vedere biblic. O schimbare interioară a minții, care are ca rezultat o întoarcere exterioară, un stânga împrejur, cum am spune noi în limbaj militar, o îndreptare și o mișcare spre o direcție complet nouă. Pentru termenul din limba română, mai adăugăm faptul că acesta este preluat din slavonă, de la termenul pocaieti, care are sensul de căință, de regret pentru faptele rele sau păcatele comise în trecut. Credem că este de dorit ca toate cele trei sensuri amintite să fie încorporate în pocăința pe care o experimentăm. Schimbarea gândirii, căința și regretul pentru faptele rele din trecut, cât și mai ales întoarcerea spatelui spre păcat, spre lume, spre Satan și a feței spre Dumnezeu. În trei cuvinte, dacă vreți, care încep cu litera R, regândire, regret și renunțare. Care este cel din tâi răspuns pe care păcătosul îl dă lui Dumnezeu? Pocăința sau credința? Este subiectul la care ne referim în continuare. Și e interesant acest subiect, poate că unii nici nu l-am conștientizat îndeajuns. Exemplul perfect al adevăratei pocăințe, definite în acest fel, se găsește în pilda fiului risipitor. După cum este aceasta relatată de Mântuitorul Iisus Hristos în Luca 15, de la 11 la 32. Citim aici și cine nu știe această istorioară, cum fiul risipitor a întors spatele tatălui său, căminului părintesc, a plecat într-o țară îndepărtată, risipindu-și tot ce avea în păcat și în destrăbălare. În cele din urmă însă tânărul și-a venit în fire,
înfometat fiind, singur și îmbrăcat în zrențe și stând lângă troaca porcilor necurați. După cum putem citi în versetul 18 din Luca 15, ajuns în acest moment limită, el a luat o hotărâre spunând, citat, mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu, încheiat citatul. Mai târziu citim în versetul 20 că el și-a dus la îndeplinire decizia pe care o luase în mintea lui și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Aceasta este pocăința adevărată. Mai întâi, decizia interioară, apoi înfăptuirea acelei hotărâri, întoarcerea la tatăl, la casa cea adevărată. În starea lui păcătoasă, neregenerată, orice om care s-a născut vreodată pe acest pământ i-a întors spatele lui Dumnezeu, Tatălui Ceresc, căminului veșnic. Aflându-se în această stare, fiecare pas pe care omul îl face este un pas ce îl îndepărtează de Dumnezeu și de cer tot mai mult. În timp ce el o apucă pe această cale, lumina este în spatele lui, iar umbrele se întind în fața lui. Cu cât merge mai departe, cu atât umbrele devin mai lungi și mai întunecate. Fiecare pas făcut în această direcție este un pas mai aproape de sfârșit, un pas mai aproape de mormânt, mai aproape de iad, mai aproape de întunericul nesfârșit al unei veșnice pierzări de la fața lui Dumnezeu. Pentru fiecare om care alege această cale, există un singur lucru pe care trebuie să-l facă, înainte de orice altceva. Trebuie să se oprească, să-și regândească viața, să schimbe direcția, să se întoarcă, să se îndrepte spre direcția opusă, întorcând spatele umbrelor și întorcându-și fața spre lumină, spre adevărata lumină. Această prima acțiune esențială pe care păcătosul o are de făcut este numită în Sfânta Scriptură pocăință. Este primul lucru pe care un om îl face când vrea să ajungă la pacea cu Dumnezeu. Să abordăm acum ce nu este pocăința. Pocăința este diferită de remușcare. Desigur, există unele pasaje în anumite traduceri unde verbul a te pocăi este folosit într-un sens diferit, dar când examinăm cu grijă aceste pasaje, găsim că verbul a se căi, a se pocăi, este folosit pentru a traduce alte cuvinte din textul original. De exemplu, pentru a înțelege mai bine ce am vrut să spun. În Matei 27, versetele 3 și 4, citim că Iuda Iscarioteanul, după ce l-a văzut pe Hristos condamnat la moarte, s-a căit. De unde gândul nostru că s-ar fi pocăit. Dar el doar s-a căit de rolul pe care l-a jucat în vinderea lui Iisus Hristos. Și dăm citatul. Atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit, a dus înapoi cei 30 de arginți, i-a dat preoților celor mai de seamă și bătrânilor și a zis, am păcătuit căci am vândut sânge nevinovat. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Încheia citatul. Aici putem observa că Iuda s-a căit, dar cuvântul grecesc folosit în original nu este același cuvânt care este cuvântul pentru pocăință. De aici confuzia. Acest termen care este folosit în cazul lui Iuda denotă ceea ce mulți oameni interpretează greșit ca fiind pocăință. De fapt, de remușcare, chin sufletesc. Nu încape nicio îndoială că Iuda a experimentat în acel moment o remușcare, un chin sufletesc intens, dar el nu și-a schimbat nici gândirea, mintea și nici direcția. Dimpotrivă, chiar citim în versetul următor că Iuda s-a dus și s-a spânzurat. Iar în Faptele Apostolilor 1:25, această atitudine este exprimată și mai clar prin cuvintele, mic citat, Iuda a căzut și s-a dus la locul lui. Deci a urmat direcția pe care o pornise. Iuda a experimentat cu certitudine sentimente, emoții puternice, durere amară, remușcare, dar el nu a experimentat adevărata pocăință. El nu și-a schimbat mentalitatea și nici calea. Adevărul este că nici nu-și putea schimba calea, mersese deja mult prea departe. În ciuda avertizmentului dat de însuși Mântuitorul, el s-a angajat de bunăvoie pe un drum fără întoarcere. El trecuse de locul și de momentul pocăinței. Ce lecție groaznică și serioasă este aceasta? Este posibil ca un om, prin persistarea și încăpățânarea de a-și urma propria cale, să ajungă la un punct în care nu mai există întoarcere, la un moment în care ușa pocăinței să fie închisă pentru totdeauna. Grozavă perspectivă.
Dumnezeu să ne păzească de așa ceva. Un alt om, un alt exemplu, a făcut aceeași greșeală. De data aceasta, din Vechiul Testament, este Esau. Acesta, pentru un blid de linte, și-a pierdut sau și-a vândut dreptul de întâi născut. Autorul epistolei către evrei spune la 12, 16 și 17, citat, știți că mai pe urmă, dorind să moștenească binecuvântarea, a fost respins, căci n-a găsit loc pentru pocăință, deși a căutat-o cu lacrimi. Încheia citatul. Într-un moment de stupiditate și de amarnică nechipzuință, Esau și-a vândut fratelui său Iacov pentru o farfurie de supă dreptul lui de întâi născut. În legătură cu acest incident, Biblia ne spune la Geneza 25 cu 34, citat, astfel Esau și-a disprețuit dreptul de întâi născut, încheiat citatul. Trebuie să menționăm că împreună cu dreptul la care a renunțat, Esau a disprețuit toate binecuvântările și promisiunile divine asociate acestui drept. Mai târziu, realizând ce a făcut, a regretat cu lacrimi și ar fi vrut să-și repare gestul, dar a fost respins. De ce? Pentru că nu a mai găsit loc pentru pocăință. Textul din Evrei 12 cu 17 putând fi tradus mai pe înțeles, pentru că nu a găsit cale de a schimba mintea, de a se mai pocăi. Din acest episod devine clar de asemenea că emoțiile puternice nu sunt în mod necesar o dovadă a adevăratei pocăințe. Printr-un act aparent banal și neînsemnat, Esau a decis întregul curs al vieții și a destinului său pentru timp și eternitate. Și el s-a angajat, ca și Iuda, mult mai târziu, pe un drum fără întoarcere. Câți oameni însă nu procedează astăzi, întocmai ca Esau, pentru câteva momente de plăcere senzuală sau de plăcere carnală, ei disprețuiesc toate binecuvântările și promisiunile lui Dumnezeu, oferta de a deveni copil al lui Dumnezeu. Mai târziu, când își dau seama de greșelile comise, când încep să tânjească după ceea ce respinseseră cu dispreț, realizează că nu mai pot găsi sau nu mai pot fi aduși la pocăința de care își bătuseră joc altădată vreme îndelungată. Dumnezeu să ne păzească și să ne păzim și noi de o astfel de perspectivă. Dumnezeu nu obosește iertând, dar să nu obosim nici noi să ne pocăim. Singura cale spre credința mântuitoare este prin adevărata pocăință. Este micul subiect pe care îl tratez în câteva fraze în continuare. Noul Testament este unanim în acest punct. Adevărata pocăință trebuie să vină întotdeauna înaintea adevăratei credințe. Fără o pocăință adevărată nu poate să existe o credință adevărată. Chemarea la pocăință începe chiar la începutul Noului Testament, odată cu slujirea lui Ioan Botezătorul, după cum e scris între altele în Marcu 1, versetele 3 și 4, citat, glasul celui care strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. A venit Ioan care boteza în pustie, predicând botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Încheia citatul. Vedem aici că chemarea lui Ioan la pocăință a fost o pregătire necesară pentru descoperirea lui Mesia, a lui Israel. Până când Israel nu a fost chemat înapoi la Dumnezeu în pocăință, mult așteptatul lor Mesia nu putea fi descoperit printre ei. Puțin mai încolo, în Marcu 1, versetele 14-15, citim primul mesaj predicat de Hristos însuși, după ce Ioan Botezătorul i-a pregătit calea. Citat, după ce Ioan a fost închis, Iisus a venit în Galileea predicând Evanghelia lui Dumnezeu și spunând, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Încheia citatul. Să observăm din acest ultim pasaj că prima poruncă care a ieșit vreodată de pe buzele Domnului Iisus Hristos nu a fost să credem, ci să ne pocăim. Mai întâi vine pocăința, deci, și apoi credința. După moartea și învierea lui, când Iisus Hristos i-a însărcinat pe apostolii săi să meargă la toate națiunile lumii pentru a predica Evanghelia, din nou, să fim atenți, primul cuvânt din mesajul său a fost pocăința. Citim astfel în Luca 24, 46 și 47, citat, și le-a zis, așa este scris și așa trebuia să sufere Hristosul și să învie a treia zi dintre cei morți și să se predice în numele Lui pocăința și iertarea păcatelor
către toate popoarele, începând din sau de la Ierusalim, încheia citatul. Și aici, din nou, pocăința este prima. După aceea urmează iertarea păcatelor. Pe de altă parte, în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetele 37-38, este scris cum, la scurt timp după aceea, apostolii, prin purtătorul lor de cuvânt Petru, au început să împlinească această sarcină primită de la Hristos. În versetul 37, după coborârea Duhului Sfânt în ziua cincizecimii sau a Pentecostului, mulțimea convinsă, dar neconvertită, încă a întrebat: fraților, ce să facem? Această întrebare a primit un răspuns prompt și precis. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor și veți primi darul Sfântului Duh, încheiat citatul. Deci și aici pocăința este prioritară, după care urmează botezul și iertarea păcatelor. În sfârșit, mai târziu, în Faptele Apostolilor 20, versetele 20 și 21, Apostolul Pavel, vorbindu-le prezbiterilor bisericii din Efes, subliniază mesajul Evangheliei pe care le-a predicat-o, spunând, citat: știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, ci v-am vestit și v-am învățat înaintea tuturor și în case, mărturisind iudeilor și grecilor, pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos, încheiat citatul. Din nou, ordinea din mesajul lui Pavel este aceeași, în primul rând pocăința și apoi credința. Iar, în sfârșit, în Evrei 6, 1 și 2, ordinea în care sunt enumerate doctrinele fundamentale ale creștinismului este următoarea: în primul rând pocăința de faptele moarte, apoi credința, botezul și celelalte. Așadar, ca o concluzie, pe parcursul întregului Nou Testament, fără excepție, pocăința este primul răspuns la Evanghelie venit din partea oamenilor, așteptat și pretins de Dumnezeu. Nimic altceva nu-i poate lua locul. Adevărata pocăință trebuie întotdeauna să preceadă adevărata credință. O credință lipsită de pocăință este doar o declarație lipsită de conținut. Aceasta este una din cauzele principale pentru care viața de credință a multor creștini contemporani este lipsită de consistență, este instabilă și nesigură. Ei caută să clădească, lăsând la o parte prima din marile doctrine fundamentale, pocăința. Astfel de oameni profesează credința, sau așa numită credință, dar nu practică niciodată o adevărată pocăință. Drept urmare, credința profesată de ei nu atrage după sine nici favoarea lui Dumnezeu, nici respectul lumii. În multe zone ale lumii din zilele noastre, simplificarea mesajului Evangheliei a mers un pas prea departe. Mesajul predicat este de multe ori următorul: crede numai. Dar acesta nu este întregul mesaj al lui Hristos. Atât Mântuitorul cât și apostolii săi au predicat: pocăiți-vă și credeți. Orice predicator care omite chemarea la pocăință îi îndrumă greșit pe păcătoși și nu-l respectă cum s-ar cuveni pe Dumnezeu Tatăl. În Faptele Apostolilor 17:30, Apostolul Pavel ne spune că Dumnezeu însuși poruncește acum oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Porunca principală dată de Dumnezeu întregii omeniri este: toți oamenii de pretutindeni să se pocăiască. Așa cum s-a mai arătat în Evrei 6:1, pocăința este definită ca fiind pocăința de faptele moarte, iar în Fapte 20, versetul 21, e definită ca fiind pocăința față de Dumnezeu. Cumulând acum aceste două laturi, deducem că în actul pocăinței noi ne întoarcem de la faptele noastre moarte, nu mai ne punem nădejdea în ele și ne îndreptăm cu fața către Dumnezeu, fiind pregătiți să auzim și să ascultăm de următoarea poruncă pe care El ne-o va da. Expresia fapte moarte include toate faptele care nu sunt clădite pe pocăință și credință, ci se bazează pe efortul și destoinicia proprie. Ele includ chiar și faptele și activitățile religioase, chiar și ale creștinilor practicanți, dacă ele nu sunt clădite pe această bază. Din acest motiv, prorocul strigă în Isaia 64:6: și faptele noastre drepte, bune, sunt ca o haină mânjită.
Aici nu se face referire la păcate sau la răutăți evidente. Chiar și faptele făcute în numele religiei sau a moralității, dacă nu sunt bazate pe pocăința și credința biblică, nu pot fi plăcute înaintea lui Dumnezeu. Faptele de caritate, rugăciunile, mersul la biserică, orice formă de ritualuri și ceremonii religioase, dacă nu se bazează pe pocăință și pe credință, nu sunt decât niște fapte moarte, fără valoare, o haină mânjită, cum spunea profetul. Mai există un alt fapt referitor la pocăința biblică ce trebuie accentuat. O astfel de pocăință, cea biblică, este ceva ce Dumnezeu inițiază în om și nu omul prin propria lui destoinicie. Originea adevăratei pocăințe nu se află în voința omului, ci în harul liber și suveran al lui Dumnezeu. Separat de lucrarea harului lui Dumnezeu și de mișcarea Duhului Sfânt, omul lăsat de unul singur, fără asistența divină, este incapabil să se pocăiască. Din acest motiv, psalmistul strigă de 3 ori în psalmul 80, versetele 3, versetul 7 și 19, ridică-ne Dumnezeule și vom fi salvați, vom fi mântuiți. Cuvântul tradus aici prin ridică-ne însemnează mai exact, fă-ne să ne întoarcem. Profetul Ieremia folosește același cuvânt în plângerile 5:21, unde spune, întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dacă Dumnezeu nu îl mișcă mai întâi pe om înspre el, omul cu voința sa neajutorată nu poate să se întoarcă la Dumnezeu și să fie mântuit. În Noul Testament, Hristos însuși exprimă același adevăr la Ioan 6:44, citat, nimeni nu poate să vină la mine dacă nu-l atrage Tatăl, încheia citatul. Prima întoarcere a păcătosului la Dumnezeu începe cu Dumnezeu care îl mișcă și îl atrage pe păcătos la pocăință prin Duhul Său cel Sfânt. Dacă cooperăm cu Dumnezeu, această atragere ne conduce la credința mântuitoare și la viața veșnică. Iar dacă atragerea divină este respinsă, păcătosul este lăsat să-și continue propria lui cale spre mormânt și spre întunericul nesfârșit al unei veșnicii petrecute despărțit de Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne clarifică faptul că este posibil ca un om să treacă pe lângă locul pocăinței, pe lângă clipa cercetării sale, chiar în această viață. Adică să ajungă la punctul în care Duhul lui Dumnezeu să nu-l mai atragă niciodată la pocăință, toată speranța fiind pierdută chiar înainte ca acesta să intre pe porțile veșniciei. Este potrivit să încheiem cu cuvintele lui Hristos din Luca 13:3, care sunt repetate și în versetul 5. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Mântuitorul vorbea aici despre niște oameni care au murit chiar în timpul practicării unui ritual religios, adică despre un grup de galileeni al căror sânge a fost amestecat de Pilat cu jertfele lor, tocmai în timp ce îndeplineau ritualul de jertfire de la templu. Și acești oameni au fost executați din ordinul guvernatorului roman. Hristos ne spune că acești oameni nu doar că au murit fizic, ci ei au pierit, adică au avut parte de o pierzare veșnică de la fața lui Dumnezeu, în ciuda contextului religios în care se aflau. Nici măcar actul lor religios de a duce jertfă la templu nu le-a putut mântui sufletele, fiindcă acesta nu era bazat pe adevărata pocăință. Același lucru este valabil și pentru ritualurile efectuate de mulți creștini practicanți din zilele noastre. Niciuna din aceste activități creștine nu pot reprezenta un înlocuitor pentru adevărata pocăință. În lipsa pocăinței biblice, Hristos însuși a spus clar și fără echivoc, toți veți pieri la fel. Luca 13:3. Fie așadar să nu ratăm mântuirea, refuzând să ne pocăim, considerând că acest lucru ar fi sub demnitatea noastră, ci dimpotrivă să facem tot ceea ce ne cere Dumnezeu spre binele nostru veșnic. Așa să fie, Dumnezeu să ne ajute!